O competiție care nu a fost deloc ușoară i-a pus la încercare pe micuții zeleoani care au participat la campionatul național pentru copii de karate. La categoria copii 4 a participat Mario Cordiș, care a obținut în urma performanțelor sale medalia de bronz. La următoarea categorie copii 3 au participat Brigita Baladian, Ana Maria Mitrașca, Zolta Nemeti, care ocupa locul 5 la proba kata individual. George Gavriluț s-a clasat pe locul al 4-lea la proba kata individual și locul al 3 la proba pe echipe. Tot la această categorie au participat și Zilard Zoliom, care a obținut locul 3, la proba cata individual, cât și la proba pe echipe. Vlad Mercea s-a poziționat pe locul al 6 la proba individual și locul 3 la proba pe echipe. Surorile Rebecca și Roberta Seri au participat la categoria copii 2 și 1. Juniorii care s-au calificat la Cupa Mondială, ce va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, sunt Zilar Soliom George Găviluț, Mario Cordiș, Roberta Zeri și Zolta Nemeti. Aceștia, din urmă, chiar dacă nu au obținut în această competiție nicio medalie, s-au calificat în urma participării la concursurile anterioare, unde au obținut rezultate. Rezultatele scontate pentru calificarea pentru Cupa Mondială. Juniorii karatești se antrenează de zor pentru una dintre cele mai importante competiții la care au participat vreodată și anume Cupa Mondială.